Bine ați venit la un nou videoclip din seria Break the News. Dacă nu ești la curent cu ce s-a întâmplat săptămâna asta în trapul românesc și vrei să afli, ai nimerit perfect. Înainte să începem acest videoclip, nu uitați să ne lăsați un follow pe pagina noastră de Instagram, Break the Law, și să vă abonați pentru mai mult content de genul. Săptămâna începe cu un anunț care a șocat fanii trapului românesc. Lirica Gulă și-a arătat într-un final adevărata lui față. Piesele postate pe canalul nostru de YouTube, Chef 2 și Tabăra, au ajuns la pragul de 3, respectiv 1 milion de vizualizări. La mijlocul săptămânii, Marco Glas a lansat EP-ul făcut în carantină, COVID Vibes, iar Nuțu a lansat mult așteptata piesă Texas. În continuare, Inis Sebi și-a făcut publice secretele lui prin cursul Drumul controversat spre faimă, pe care îl găsiți pe site-ul lui Rareș Gaitan. Aron a postat și el un snippet pe final de an. Poți să-mi spui Aron patron sau domnul comandant, stai culcat! Ăsta nu e jef armat, stai culcat! Și flotar m-a supărat, stai culcat! Iar Lirica Gulă lansează piesă nouă pe 28 decembrie. Încheiem săptămâna cu lansarea piesei Balance de către Petre Ștefan și cu filmul 5Gen care este disponibil acum în toate cinematografele din țară. Cam asta s-a întâmplat în trapul românesc săptămâna aceasta. Lăsați-ne în secțiunea de comentarii ce credeți că se va întâmpla data viitoare.